Dacă viața ta e o religie simplă, banală, care nu are nicio substanță, vei avea pe lângă tine oameni exact ca și tine, oameni fără esență, fără putere, cei din casa ta vor fi la fel. Te poți boteza în apă și poți ajunge în iad. Te poți jerfi unei religii, unei biserii, să faci lucruri imense, să construiești toată Africa, să aveți jur, în și vei merge în iad. Dacă nu te naști din nou, nu poți să-L vezi pe Dumnezeu. Când privim la oameni de etnii diferite și folosim fel de fel de cuvinte colorate, când batjocorim pe cei care nu sunt ca noi, pentru că suntem români, suntem nu mai buni ca alții, dragii mei, pentru că nu suntem de culoare, suntem mai buni ca și alții, pentru că nu suntem țigani, cum zic unii, suntem mai buni ca și alții, observați câte cuvinte jignitoare știm să aruncăm la adresa unor oameni și cum știm noi să-i punem jos pe alții. Dragii mei, mă întreb, aceasta demonstrează sare, aceasta demonstrează gust în vorba noastră sau lipsă de integritate și gust în ochii lui Dumnezeu. Într-o clasă de școală duminicală s-a lăsat o foaie care era de la clasele elementare. Era de învățat despre corpul omului. Era o figurină creată cu niște liniuțe trase către membrele corpului, mâinile, picioarele, capul, ochii. Un copil a desenat aceea foaie și a colorat persoana cu o anumită culoare. După care altcineva a continuat să adauge la cele descrieri ale părților corpului într-un mod vulgar, urât, rasist, scriind despre persoane de culoare. Interesant era că în acea clasă, în alt context, preda chiar o persoană de culoare. Și persoana aceea spunea, n-aș vrea să intru repede la concluzii, dar îmi pun o întrebare. Oare de ce a scris în felul acesta? Oare de ce s-au pus lucrurile acestea pe foaie? Ridică niște întrebări serioase și ne gândim ca și părinți, ca și oameni, cum s-ar putea întâmpla așa ceva. Sigur, copiii sunt influențați la un anumit nivel de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Uneori, poate chiar din familie, din cauza contextului familial, din modul în care noi vorbim despre alții, ne comportăm cu alții, s-ar putea să influențăm. Sau, desigur, în luptele care vin cu perioada aceasta creșterii din tinerețe, vor fi expuși la anumite lucruri care pot duce în astfel de contexte. Realitatea este, dragii mei, că nimic nu doare mai tare decât scandalurile care se nasc din sânul bisericii. Dacă auzim că undeva un psihopat a făcut cine știe ce lucruri odioase și groaznice, am zice noi că la un om fără suflet ne așteptăm. Se întâmplă, în lumea asta leargă și haină și rea, se întâmplă lucruri rele. Dar când auzim că din sânul bisericii se întâmplă să se întâmple fel de fel de scandaluri și lucruri care sunt nepotrivite, aia de dreptul doare, aia cu a dreptul sfâșie inima noastră. Cu toate că lumea în care noi trăim nu-L cunoaște pe Dumnezeu și refuză să-L cunoască pe Domnul, să-L urmeze pe Domnul, ei cunosc standardul la care ar trebui noi să trăim și arată cu degetul înspre noi în momentul când noi nu trăim la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Îmi duc aminte că eram în facultate și un coleg îmi spune despre un show nou care a apărut în vremea aceea un show care m-ar durea să știu că și tinerii îl vizionează. Era mult pe val atunci, ieșise de curând și mulți căutau să-l vadă. Și îmi spun el ce experiență extraordinară să te uiți la acest show, ce interesant să observi ceea ce se întâmplă acolo. La moment dat face o pauză, spune, o dată oricum n-ai voie să-l vezi. Sunt foarte multe scene sexuale și scene de groază și scene de violență. Voi creștinii n-aveți voie să vă uitați era show-ul Game of Thrones, zicea el, tu n-ai voie să la așa ceva. Interesant. Un om din lume s-a uitat la mine și a spus, după ce știu eu că voi practicați, tu n-ai voie să te uiți. Știa că nu este bine după standardul creștin. Chiar dacă nu acceptă și nu-l urmăresc, știu ceea ce cere Dumnezeu. Observați, dragii mei, cât de bine știe lumea să ne evalueze după ceea ce ar trebui noi să facem sau de multe ori nu facem eram încă în școală elementară și cu un grup de colegi împreună, la un moment dat cineva m-a supărat și m-a împins peste măsură și am spus un cuvânt care nu trebuia. Colegii mei care mă știau destul de bine acum au făcut ochii foarte mari și mi-au spus, tu n-ai voie să vorbești așa. Noi avem voie, dar tu n-ai voie. Dragii mei, este interesant că lumea de afară cunoaște standardul la care noi trebuie să trăim. Deseori este trist că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, uităm care este chemarea Domnului în a-l urma pe Domnul în toate. Biblia observă că un comportament necreștinesc atrage nu numai condamnarea celor care îl săvârșesc, dar cel mai trist atrage hul împotriva lui Dumnezeu. Vă citesc două cazuri din Sfânta Scriptură. În 2 Samuel 12 cu 14 spune astfel, David numai ce păcătuise cu Baceba, avusese un copil, zice, noi din flori, omorâse pe bărbatul ei. Și acum când Natan îl contracarează din partea lui Dumnezeu, îi spune astfel, dar pentru că ai făcut pe vrășmașii Domnului să-l pulească. Dar ce au de face vrășmașii Domnului cu faptul lui David? David a făcut fapta lui în privat, nu prea știa nimeni, chiar nu se cunoscuse foarte mult. Încă planul lui ticluit, acum îl știm noi că e scris în Biblie, dar nimeni nu știu să ce chestia cu Urie, mers acolo în luptă, pus în linia de bătaie și moare Urie. Cine avea să știe că asta a fost mâna lui David? Și Natani spune, fapta ta care ai făcut-o, a făcut ca vrășmașul Domnului să-l hulească pe Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, dragii mei, în Cartea Romanie, în capitolul 2, explicând despre cei care se bapt cu pun în piept că ei sunt cu legea, ei sunt oameni morali, zicând astfel, versetul 17, Tu care te numești iudeu, care te rezi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, care cunoști voia lui, care știi să faci deosebire între lucruri, pentru că ești învățat de lege, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric, povățuitorul celor fără minte, învățat învățătorul celor neștiutori, pentru că în lege ai dreptarul cunoștinței de pline și al adevărului. Tu, deci, care înveți pe alții, pe tine însuți nu te înveți, tu care propovăduiești să nu furi, furi, tu care zici să nu preacurvești, preacurvești, tu căruia ți-e scârbă de idole, jefuiești templele, tu care te fălești cu legea, necinstești pe Dumnezeu prin încălcarea acestei legi, și acum auziți, căci din pricina voastră, este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, după cum este scris. Din pricina celor care se numesc copii ai lui Dumnezeu, dar nu trăiesc la înălțimea chemării, numele Domnului este hulit și este un lucru groaznic. Când noi am fi bagiocoriți, o merităm, dar când Dumnezeu este hulit din cauza noastră, asta e o durere profundă, dragii mei. Și observați că această luptă din fericire se întâmplă des. Problema principală la care pornim este că oamenii nu-și mai recunosc identitatea lor în Dumnezeu. Neînțelegându-și identitatea riscă să facă fel de fel de greșeli. Și aici se creează aceea viață dihotomică. Noi trăim cu o viață de biserică și cu o viață de afară. Am uitat, dragii mei, că noi suntem creștini. Noi nu practicăm creștinismul. Ziceam de mai multe ori acest exemplu. Eu sunt bărbat, Într-o lume anormală în care nu mai se poate spune definitoriu ceea ce este, eu vă spun definitoriu, sunt bărbat, jet-beget, sunt bărbat. Nimic ca nu se va schimba din identitatea mea, orice ar spune lumea aceasta, sunt și rămân bărbat. Și, dragii mei, nu mă poți dezlipi de identitatea mea întrucât ea este eu. Și eu sunt această identitate. Mă definește cine sunt eu. Alminter, dacă vreți, trupul meu este un întreg unitar. Nu poți lua nimic din trupul meu fără să iei trupul întreg. Alminter ai ciuntit și ai trupul acesta. Similar, dragii mei, noi nu practicăm creștinismul. Noi nu înrolăm într-un club în care practicăm din când în când, ci noi suntem creștini, adică am fost schimbați de Dumnezeu, Duhul Sfânt este în noi și din cauza aceasta noi suntem copii ai Lui Dumnezeu. Doamne ajută! Dacă suntem cu adevărat, înseamnă că ceea ce urmează izvorăște din identitatea mea de copil al Lui Dumnezeu. Al minteri, devin un practicant chicios care duminica se comportă într-un fel, și în restul săptămânii se comportă într un mod în care pare ciudat, pentru cei ce știu că și duminica merge la adunare. O astfel de pocăință, dragii mei, o astfel de viață de credință ar fi cu adevărat opacoste în viața unei biserici. Și am intitulat mesajul creștinul contrafăcut, opacoste în biserica modernă. Creștinul contrafăcut este opacoste în biserica modernă. The counterfeit Christian is a plague in the modern church is a curse in the modern church Dacă ești cu adevărat copil al lui Dumnezeu trebuie să se vadă aceasta pentru că dacă nu dragul meu identitatea care ți o asumi dar care nu trăiești va arăta către un Dumnezeu care tu l-hulești prin practicile tale. Aș vrea să privim la câteva elemente din această explicație a Domnului Isus, după care să ne întoarcem înapoi la punctul de bază și să identificăm, dacă vreți, problema cea mai fundamentală, care cred că ne definește luptele cele mai profunde din vremea în care noi trăim. Și dacă Dumnezeu ne va ajuta să o corectăm începând cu această seară și în special pentru anul în care intrăm și veți observa de ce voi spune aceasta. Spunea Domnul Iisus Hristos în privința oamenilor lui Dumnezeu că sunt niște caracteristici care îi definesc și se dau prin niște simboluri, anume spunea, voi sunteți sarea pământului, ca mai apoi să ne spune, voi sunteți lumina lumii, sunteți ca o cetate pe un munte și ca o lumină care trebuie să lumineze, Într-o încăpere. Observați că aceste elemente vor trebui înțelese corect și apoi să le identificăm în viața creștină. Când Domnul spune, voi sunteți sarea pământului, dragii mei, va trebui să înțelegeți un detaliu foarte important care, în aparență, va contrazice profund ceea ce spune Domnul. Întrucât sarea, ca un element chimic, este un, un element extrem de stabil. Compoziția sării, clorură de sodiu, este extrem de stabilă. Anume, ea nu își poate pierde esența și gustul. Ea nu își poate pierde capacitatea de a săra. În schimb, Domnul spunea, voi sunteți sarea și dacă sarea își pierde gustul, Întrebare se pune cum? Pentru că chimic vorbind, ea nu-și poate pierde gustul. E, dragii mei, observați că în ceea ce spune Domnul Hristos se află o taină foarte profundă. Sarea autentică nu-și poate pierde gustul. Dar sarea când ajunge să fie contaminată de elemente din jurul ei, poate din cauza umidității să piardă elementul de sare și rămâne în urmă doar mizeria care n-are niciun folos. Prin felul acesta, o sare contaminată își poate pierde gustul și esența și prin urmare nu mai este sare, este doar o bucată de mizerie care nu este bună de nimic. Ca mai apoi, dragii mei, să observăm că sarea aceasta, prin cele două elemente ale sale, are capacitatea de a conserva și mai mult capacitatea de a da gust. Când vorbim despre cetate pe un munte, observăm o temelie profundă pe care stă acea cetate. Iar lumina demonstrează ceva vizibil la cei din jur, și întotdeauna aceasta duce către cineva și către ceva. Pe scurt, le observăm. Dragii mei, creștinul contrafăcut nu are capacitate să conserve ceea ce este în jurul său. Nu are. Pentru că observați, sarea este chemată sau are capacitatea și are, dacă vreți, modalitatea de a conserva. În vremea veche, când nu existau frigidere, se punea carnea în sare. Stând în sare sau în saramură, stătea în felul acesta ca să nu se strice. Ei, observați, dragii mei, că acest creștin contrafăcut nu are capacitatea aceea să conserve. Dacă vă gândiți la un exemplu din Sfânta Scriptură, ne spune Biblia că era o cetate din cale afară de Rea. Atât de Rea era, încât Dumnezeu a trimis niște sol să vadă dacă ceea ce a venit ca veste este întru tocmai. Și când a intrat Îngerii Domnului în Sodoma, exact așa era. Mânia lui Dumnezeu era aprinsă. Dar vă întreb, a nimicit direct Domnul pe Sodoma și Gomora sau nu? N-a din prima, ci ce a așteptat Dumnezeu să iasă din Sodoma și din Gomora, Lot și casa lui. Lot, dacă vreți, reprezenta această sare. Era un conservant într-o lume perfidă și haină. Și dați-mi voie să vă exemplific. Au intrat cei doi îngeri, doi oameni în aparență în cetate. Care a fost reacția cetății? Dați-i afară să-i necinstim, să-i chinuim pe oamenii aceștia. Și care a fost răspunsul lui Lot? nu e normal. Au intrat sub acoperișul meu. Vă rog frumos, nu faceți una ca aceasta. Era capacitatea lui ca și sare să pună piciorul pe pedală, să pună frână. Opriți-vă din fluxul vostru. Biserica, dragii mei, are chemarea să fie un conservant în lumea în care noi trăim. Și dacă Dumnezeu încă n-a nenorocit lumea aceasta, este că încă mai este o biserică chemată să fie sare în lume. Doamne ajută să fim aceasta, dragii mei. Pentru că în momentul când ne pierdem această capacitate, nu mai suntem buni la absolut nimic. Citisem un picuț că eram curios să văd, dacă vrei să conservi carnea, se spune că ar trebui să pui undeva între 3 sau 10% din greutatea cărnii proporțional sare. M-am uitat un picuț statistic în Canada, din populația per totală a Canadei, creștinii ar fi undeva la 51-52%. Bun, hai să luăm acum, că nu toți sunt creștini, cum zicem noi. Hai să luăm mai pe creștinii evanghelici, ceea care credem că sunt cei mai sfinți și practicanți. Ăștia sunt undeva la 4 și ceva la sută. Acum, dragii mei, eu îmi pun o întrebare. Ne tot plângem. Vai de societatea asta. Merge la râpă. Ferească Dumnezeu. Homosexuali în stradă. Uite aici, legi stricate. Ne corup copii. Ne plângem în continuu. Eu vă pun o întrebare. Dacă sarea conservă și nu se strică, și doar undeva 4% indi ajuns ca să conserve, de ce cu 4% de creștini evanghelici în Canada a luat o lume la râpă? Mă întreb, de ce? Dacă sarea aceasta nu are capacitate să conserve, eu mă întreb, ce se întâmplă cu sarea care trebuie să fim noi, dragii mei? Sau s-ar putea că ne-am contaminat cu mizeria lumii acesteia? Capacitatea sării autentice dispare tot mai mult și din cauza aceea nu rămâne nimic în urmă decât o mizerie care trebuie aruncată afară. Știți cât de jos coboară statutul acestei sări contaminate? Ne spunea tot Mântuitorul în Luca 14 cu 35. Atunci sarea aceasta că își pierde gustul nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, dragii mei, ci este aruncat afară. Cine are urechi I-a auzit să Observați că nici măcar la îngreșământul pământului nu mai este bună aceea sare. Îi pur și simplu mizerie și aruncat afară și călcat în stradă, spune Sfânta Scriptură. Noi suntem chemați să fim sarea lumii acesteia. Prin noi să vadă oamenii pe Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta! Și dacă nu se întâmplă, mă întreb, mai suntem sare? E, dragii mei, vă dau un exemplu mai departe. Sarea mai are și capacitatea de a da gust. Și sare este necesară. În Iov 6 cu șase, ni se spune că dacă n-ai sare, n-are gust. Ce gust are albușul de ou? Nu are niciun gust. Dacă nu pui sare, nu îl poți mânca. Sarea în bucată este esențială, este necesară ca noi să avem o mâncare gustoasă. Știți că sarea în lumea aceasta trebuie să dea gust lumii? Știți că noi suntem chemați să dăm gust lumii acesteia? Și vă dau un exemplu. Vorbirea noastră trebuie să aibă această capacitate. Colosem 4 cu 6 spune, vorbirea voastră să fie dreasă cu sare și cu har. Trebuie să avem întotdeauna vorbire dreasă cu sare, cu gust, dragii mei. Vă dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Apar niște oameni la Mântuitorul, aduc o femeie prinsă în preacuri vie, o luncă la picioarele lui și spune Doamne, legea ne învață să omorâm cu pietre pe astfel de persoane. Ce zici să facem? Mă gândesc ce tensiuni era acolo. Cât de pregătiți erau toți nervoși, cu pietrele în mână, fiecare gata să arunce, vreau numai startul, să vadă ce să facă, zarvă mare, vorbă multă, toți acum curios se observau ce se întâmplă. Și mă gândesc că putea să intre domnul în polemică cu ei. Mă, dar voi sunteți normali, păi ați venit cu femeia, unde e bărbatul? Că și era prea curvie, cu el ce ați făcut? Dar unde este legea care se aplică să dăm drept de apărare? Putea să intre domnul în polemică cu ei. Domnul, în schimb, nu le spune decât atâta. Cel care nu are păcat să arunce primul piatră. Apoi se pune înapoi jos și scria pe pământ, zice Biblia, dragii mei. Gândiți-vă ce putere a avut aceste cuvinte cu sare, încât toți au plecat rușinați unul după altul de acolo. Dragii mei, când cuvântul tău are sare în el, se schimbă dinamica, se schimbă relația, oamenii ascultă, au ce asculta, pentru că cuvântul tău are gust. Doamne, ajută la aceasta! Gândiți-vă, dragii mei, ce traumă trăim când bârfa, glumele porcoase, cuvintele jignitoare la desa celor din jur apar în gura noastră, când privim la oameni de etnii diferite și folosim fel de fel de cuvinte colorate, când batjocorim pe cei care nu sunt ca noi. Pentru că suntem români, suntem numai buni ca alții, dragii mei. Pentru că nu suntem de culoare, suntem mai buni ca și alții. Pentru că nu suntem țigani, cum zic unii, suntem numai buni ca și alții. Observați câte cuvinte jignitoare știm să aruncăm la adresa unor oameni și cum știm noi să-i punem jos pe alții. Dragii mei, mă întreb, aceasta demonstrează sare? Aceasta demonstrează gust în vorba noastră sau lipsă de integritate și gust în ochii lui Dumnezeu? Doamne, fă sare cu adevărat, că dacă suntem sare, dragii mei, atunci cu adevărat dăm gust lumii acesteia. Dați-mi voie să vă spun ceva, dragi frați pentecostali, care ne lăudăm întotdeauna cu botezul cu Duhul Sfânt și vorbim în alte limbi, când Duhul Sfânt este peste tine, îți schimbă vorbirea, dragul meu. Duhul Sfânt îți dă cuvinte noi, îți dă cuvinte curate, cuvinte de laudă, cuvinte de respect. Doamne, îmbracă-ne cu Duhul Sfânt, că al minte degeaba ne lăudăm că vorbim în alte limbi. Cineva a așa un fel de imagine, cum ne numim noi acum mai modern pe internet, un mim din ăsta, unde una spunea, eu vorbesc în alte limbi și altul spunea, tu bârfești în limba maternă. așa e problema, dragii mei, că ne lăudăm, că noi vorbim în alte limbi și cu toate că vorbim în alte limbi, ne permitem să spunem și alte cuvinte care degradează, care distrug, care pun jos. Și eu mă întreb, asta e sare? Noi suntem chemați să fim sarea lumii acesteia, Doamne ajută la aceasta! În al treilea rând, dragii mei, noi suntem ca o cetate pusă pe un munte, zice Sfânta Scriptură. Gândiți-vă la faptul că aceasta înseamnă o fundație imutabilă. Muntele nu se poate da la o parte. Alte locuri le mai excavezi, mai vii cu excavatorul, dar muntele este imutabil. De aceea, dragii mei, când zice zice Biblia că noi suntem ca o cetate, un oraș construit pe un munte, reprezintă fundația pe care noi stăm. Știți care este fundația noastră? Domnul Iisus Hristos, măriță fie numele, eu îmi voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor mirui. Pe această piatră voi zidi biserica și piatra aceasta, Petra, în greacă, este un munte masiv. Ca mai apoi Pavel să ne interpreteze în 1 Corinteni 10 cu 4, că toți beiau din aceeași piatră, stâncă, Petra, care venea după ei și stânca era... Hristos mărit să fie Domnul. Noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Domnul Isus Hristos. Nu pe mentalitățile oamenilor, nu pe tradiții omenești, nu pe înțelegeri religioase. Piatra din capul unghiului, temelia tare și nezguduită, îi Domnul Isus Hristos. Și ne-am fost zidiți pe această temelie, dragii mei. Creștinul contrafăcut n-are temelie nare are stabilitate, în momentul de luptă, de probleme, își pierde echilibru. Dați-mi voie să vă dau un exemplu scriptural. Și aș vrea să fac aici o diferențiere. Așa înțeleg, după interpretarea Sfintelor Scripturi, că în Ioan, în capitolul 20, când Domnul spune apostolilor în dimineața învierii, a suflat peste ei și le-a spus, luați Duh Sfânt. Dragii mei, acolo nu-i vorba de botez cu Duhul Sfânt, Că de erau botezați cu Duhul Sfânt, nu mai era nevoie să mai stărie după Duhul Sfânt, în urma ridicării Domnului la cer. Aici este vorba de nașterea din nou, precum la Creație Dumnezeu a suflat viață și omul s-a făcut un suflet Viu. Aici Hristos, Domnul, a suflat peste ei dacă vreți Duhul Sfânt, simbolic, a suflat în ei, și biserica s-a născut oameni născuți din nou prin puterea lui Dumnezeu, măriți să fie Domnul. Înainte de acest eveniment, în schimb, îl vedem pe Petru, marele Petru, luptătorul Petru cu două săbi gata de luptă să meargă la război. Că în momentul când stă în curtea marului preot, se leapă de, de Domnul Hristos de trei ori. S-a lăudat el că merge și la moarte, spânzurat de a fi nevoi orice, el rabdă cu Domnul. Și la o simplă întrebare, tu ieși cu el, l-ai cunoscut, s-a lepădat de trei ori. Observați că omul nenăscut din nou nu are stabilitate. Dar în momentul acestei întâlniri cu Domnul, Domnul reabilitează, luați Duh Sfânt, îl îmbracă cu putere, ca mai apoi și în urma botezului cu Duhul Sfânt, echipat de Domnul, acum Petru să stea în fața sinedrului, să spună, voi l-ați răstignit, dar Isus acesta este viu și face semne și minuni. Și atunci a cunoscut că îmblaste cu Isus, dragii mei, Asta înseamnă să ai stabilitate. Asta înseamnă să ai fundație, să rămâi imutabil. Asta face un creștin care e cu adevărat născut din nou. Doamne, fă așa să fim toți din biserica aceasta. În al patrulea rând, dragii mei, ne spune Sfânta Scriptură că acest creștin care nu este capacitat să rămână stabil, care nu este un creștin ancorat în Dumnezeu, un creștin contrafăcut, un counterfeit creștin, omul acesta nu are o conduită care ilustrează o viață cu Dumnezeu. Pentru că ne spune Biblia că lumina care noi o aprindem trebuie să fie văzută de toți oamenii și apoi oamenii văzând faptele noastre bune, dragii mei, să laude pe Dumnezeu. Se pune o întrebare. Cum arată viața practică a celor care sunt mântuiți? Observați că sunt aici două aspecte, doi parametri în mântuire este un aspect reactiv și un aspect proactiv. Aspectul reactiv este că noi nu facem. Din cauza că am fost mântuiți, noi nu facem. Noi nu practicăm lucruri care sunt păcătoase. Dar aspectul proactiv este că pentru că am fost mântuiți, noi facem lucrarea lui Dumnezeu. Noi ne investim. Noi facem ceea ce ne cere Domnul să facem. Noi suntem gata să jerfim pentru Dumnezeu. Se pune o întrebare. Facem noi oare lucrarea lui Dumnezeu? Pentru prima dată, spune Biblia, că în Antiohia, când au văzut cum se comportau acești oameni născuți din nou, când au văzut coeziunea, unitatea Bisericii, când au văzut predicarea, semnele și minunile, au numit pe ucenici creștini adică mici cristoși, cristianos, ăștia seamănă cu Cristos la care a fost răstignit pe Golgota. Așa e o numit, dragii mei, pentru că i-au văzut identificați cu Domnul Isus Hristos. Îmi pun o întrebare. Se vede în viața noastră această trăire? Se vede o viață practică, schimbată, care întotdeauna exteriorizează o trăire frumoasă cu Dumnezeu? Ca în ultimul rând, dragii mei, să observăm că oamenii aceștia care sunt totdeauna va trebui să ducă către Dumnezeu. Niciodată nu avem voie noi să obstrucționăm vizionarea lui Dumnezeu, Domnul să fie lăudat și noi să rămânem smeriți. Într-o biserică era așa un chip pictat în spatele a învonului, un chip așa cu Isus. Și într-o zi, păstorul care era păstorul bisericii era plecat în delegație și a venit un musafir care a predicat. O fetiță din biserică, uitându-se la această imagine, văzând că acest bărbat acum nou care predica era un pic mai mare și ascundea acea imagine, o întreabă pe mama ei, unde este omul celălalt care vorbește din Biblie, că ăsta îl ascunde pe Isus. Așa se întâmplă uneori, dragii mei, că și noi îl ascundem pe Isus. Ne place să ne vadă oamenii pe noi, să ne cunoască pe noi, să ne știe nouă numele. Și asta înseamnă că îl obstrucționăm pe Domnul, dragii mei. Când ne văd oamenii traiul nostru bun, cu sare, cu gust, cu lumină, cu stabilitate, îl vor răuda pe Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta. Noi suntem chemați să fim acea biserică prin care să fie văzut Dumnezeu. Prin comportamentul nostru, prin stilul nostru de viață, prin tot ceea ce facem, lăudat să fie Dumnezeu. La un moment dat, un om. Vrăjitor, de, ob de obârșie, dacă vreți, de practică mai devreme, este botezat în apă, dar rămâne la practica lui Veche și cere și el puterea Duhului Sfânt ca să primească bani peste cei care își va pune el mâinile. Observați distinția că, doar un pic mai încolo, ne spune Biblia că Apostolul Pavel și Barnaba intră într-o cetate, fac o vindecare, oamenii vor să le aducă jerfe și ei își sfâșie hainele. Noi suntem oameni ca și voi, dați slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu merită toată lauda, cinstea, glorie gloria și onoare, dragii mei, de s-a vindecat cineva, de a făcut Dumnezeu semni și minuni, orice s-ar întâmpla, nu uitați, întotdeauna preamărit să fie Domnul. Toată smerenia este a noastră și toată laudă este a lui Dumnezeu. M-a marcat profund când spunea fratele păstor Dragoș Croitoru, când a murit fratele Vorobeți, un om sfânt al lui Dumnezeu, a spus în felul acesta patul de moarte, la înmormântarea mea, să nu cumva să menționați numele Vorobeți, să vorbiți de Domnul Iisus Hristos, să nu cumva să spuneți nimic de Vorobeți. Dragii mei, asta înseamnă un om care vrea să fie lumină pentru cei din jur, să uite toți numele meu, dar să rămână slăvit Iisus Hristos. Doamne ajută-ne să trăim în felul acesta, dragii mei! Am trecut peste un aspect important, pentru că observați creștinul contrafăcut, întotdeauna va naște creștini contrafăcuți. Dacă viața ta e o religie simplă, banală, care nu are nicio substanță, vei avea pe lângă tine oameni exact ca și tine. Oameni fără esență, fără putere, cei din casa ta vor fi la fel. Că dacă tu ca și părinte te lauzi că iubești pe Dumnezeu, dar copiii tăi nu văd în tine practica spirituală, vor face exact ce faci tu. Vor bărfi ca tine, vor înjura ca tine, vor jocori exact ca și tine. Toate acestea derivă dintr-un creștin contrafăcut. Dar am sărit, dragii mei, peste două elemente. Se repete și este unul și același. Spune Sfânta Scriptură: Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți lumina lumii. Dragii mei, noi am fost născuți din nou de Dumnezeu. Și dacă am fost născuți din nou, identitatea noastră ancorată în Isus Hristos ne face să fim sare și lumină. Doamne, ajută la aceasta. Căci toți care au crezut în El. Li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, născuți nu din voia lor, nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu mărit să fie Domnul. <fie> Și dacă suntem copii, ar trebui să se vadă viața noastră. Știți, dragii mei, care sunt elementele care duc la nașterea din nou? Ne spune Sfânta Scriptură în Ioan, capitolul 3: Trebuie să vă nașteți din nou. Adevărat, adevărat vă spun că dacă cineva nu se naște nou cu niciun chip, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă bine, te poți boteza în apă și poți ajunge în iad. Te poți uh, jerfi unei religii, unei biserii, să faci lucruri imense, să construiești toată Africa, să o aveți jur jur împrejur și vei merge în iad. Dacă nu te naști din nou, nu poți să-L vezi pe Dumnezeu. Dumnezeu n-are nevoie de oameni religioși, are nevoie de copii autentici care să fie copiii săi, dragii mei. Și prin ce se naște omul din nou? Trebuie să vă nașteți din apă și din Duh. Și acum se pune o întrebare, apa și Duh, ce să fie? Că unii spun botez în apă, botez cu Duhul Sfânt. Dacă ar fi așa, dragii mei, am botezat forțat oamenii și am lărgit împărăția lui Dumnezeu. Când a ieșit din apă, ne ar îmbrățișa, prea mări pe Domnul, dar nu se întâmplă. Că de multe ori și aia care vor să fie botezați, după ce ți botezați, rămân tot ca în lume. Pentru că nașterea din nou, dragii mei, o produce apa și Duhul, adică cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când noi citim acest cuvânt, este ca o apă curată care spală viața noastră, care iluminează mintea noastră și Duhul Sfânt care vine în noi, ia acest cuvânt, îl internalizează, mă convinge de păcatul meu și mă trezește la viață, îmi arată cu adevărat cine este Dumnezeu. Și apoi, ca să pot crește spre mântuire, știți de ce am nevoie, dragii mei? De Cuvânt și de Duhul Sfânt. Aceleași elemente care au produs nașterea mea din nou sunt elementele care mă fac să cresc tot mai mult spre mântuire. Sunt cele care mă vor crește spiritual. Tot prin cuvânt pot să cresc spiritual, dragii mei. Că n-am fost născuți prin cuvânt și apoi creștem prin cântări. Creștem prin cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Și acum, aplicația practică. Dragii mei, aș vrea din toată inima să pună Dumnezeu în noi o dragoste după cuvântul Său. Dacă am rezumat toate predicile la o singură predică, dragii mei, ar fi aceasta. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Citiți Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Citiți-l dimineața, la miază, seara, noaptea, ziua. Meditați așa de mult până începe să curgă din dumneavoastră numai Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Simionuc se spune că citea 80 de capitole pe zi. Mai spuneam această întâmplare. Fiind într-o casă la o familie, a spus sorii din casă, soră, ai un medicament, că am un cusur la cap așa de marcat era de cuvântul lui Dumnezeu, încât până și în expresiile uzuale, simple, banale, folosea cuvinte din Sfânta Scriptură, că îl inundase cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, când cuvântul Domnului inunde pe cineva în așa profunzime, se schimbă viața acelui om. Cuvântul lui Dumnezeu face schimbări extraordinare, căci prin acest cuvânt, dragii mei, noi suntem spălați, noi suntem sfințiți, El este Cel care ne schimbă, lăudați să fie în numele Domnului. Sfințește prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul, dragii mei. Vă pun o întrebare. Trece anul 2023. Sunt primul care mă, mă mărturisesc cât am petrecut timp în Cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult mai încăpia să petrecem timp cu Cuvântul Domnului. Vine acum decembrie 31, vom face multe angajamente, că în anul în care intrăm o să mâncăm mai puțină pâine, o să bem mai puțin Coca-Cola, că o să slăbim măcar 10 kg, mai puțin șoric și mai puțină slănină, o să facem să fie mai bine, o să facem fel de fel de juruințe, că o să consumăm mai bine banii, că nu o să mai cumpărăm McDonald's în fiecare săptămână, să fim un pic mai atenți cu finanțele noastre, că economia e grea, câte alte juruminte nu face. Și vă garantez că una care va fi acolo va fi, am să citim mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. O să încep în cu Geneza capitolul 1 și pe la capitolul 3 spunem, Doamne ajută! Dragii mei, mi-aș dori primul să fiu eu, care împreună cu dumneavoastră să îndrăgim cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu știu cât timp mai este, dragii mei, dar știți că ceea ce este în inima noastră cu aceea rămânem? Spunea Richard Wurmbrand, când am ajuns în închisoare, am uitat tot ceea ce știam după ani de tortură și după ani de chin, după ani de spălare pe creier în care se spunea prin megafoane, nu există Dumnezeu, nu există Dumnezeu, nu există Dumnezeu, zi și noapte, în continuu mergeau acele expresii, nu există Dumnezeu, zicea el, am uitat tot ce știam. Mi-am adus aminte că scria Tatăl nostru care ești în cerul Sfințească se numele tău și am început să mă rog așa cum scrie acolo. Așa mi-am adus aminte. Dragii mei, cu ceea ce ai înmagazinat, cu aceea vei rămâne în zilele care stau în față. Am rămas impresionat azi dimineață, spunea fratele Meseșan, rușine să ne fie nouă sora Corina Bogoiu, o recitat din memorie 2. Vorbim despre o biserică care nu mai îndrăgim și uitați-vă la noi, dragii mei, în ce stare jalnică a ajuns biserica modernă în care suntem la ora actuală. Și privește lumea și arată cu degetul. Uite ce se întâmplă. Și apoi avem și îndrăzneala să spunem, vai de societatea asta care a luat-o la râpă. Dacă am fi cu adevărat sare, dragii mei, am stopa un picuț nebunia care este afară. Îi adevărat că lumea are cursul ei, îi adevărat că oricum ce-i scris se va împlini, dar e tot atât de adevărat că dacă am fi sare cu adevărat, s-ar da gust lumea acestea. Vecinii de lângă tine ar învăța că nu-i frumos să înjur când ești afară, că știu că de la tine nu se înjură. Vecinele lângă tine ar ști că acolo, pe strada lor, este unul care nu sărbătorește morții și diavolii, ci este o familie care în fiecare duminică se scoală dimineața și în loc să plimbe câinii pe la 5 dimineața, merge la biserică împreună cu toată familia. Dragii mei, facă Domnul o astfel de biserică să fim noi aici în Kitchener. Voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii. Dacă am fost născuți din nou, din definiție, noi suntem. Doamne, dă să fim. De aceea spunea Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 13, dragii mei, o observație interesantă, versetul 4. În adevăr, el a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu el față de voi. Și acum observați, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Dacă Isus Hristos este în noi, atunci se vor vedea aceste exemplificări ale Domnului. Vom fi sarea pământului și vom conserva lumea aceasta vom da gustul lumii pe lângă noi, vom fi imutabili în principiile noastre și de-ar fi să mergem la moarte, murim pentru Dumnezeu, dar nu ne mișcăm din cale că fundația noastră este Domnul Iisus Hristos. Vom fi o lumină prin care lumea va vedea faptele și conduita noastră și va fi marcată, schimbată, se vor întoarce oamenii la Dumnezeu, dragii mei. Și întotdeauna între noi va străluci numele lui Dumnezeu. Vor spune oamenii, nu știm cine sunteți voi, dar se vede că aveți un Dumnezeu Dumnezeu care este viu. Dragii mei, o astfel de biserică îmi doresc pentru noi, dragii mei. O astfel de viață de credință îmi doresc pentru noi. Nu un nici contrafăcut care n-ar nimic de a face cu identitatea creștină. Doamne, sfințește-ți biserica, îmbracă-ne cu putere. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Asta înseamnă. Sunteți cu adevărat născuți din nou sau nu? Religioși sunt mulți în lumea aceasta, educați moral sunt mulți, născuți din nou sunt doar cei care sunt cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului și Duhul Domnului produc această schimbare. Și vă las cu un ultim gând, dragii mei. Cum putem să testăm dacă suntem cu adevărat născuți din nou? Dați-mi voie să vă dau un exemplu pragmatic. Cred că l-am mai spus aici, mă repet în această seară. Noi suntem creați să trăim în anumite medii. De bună oară, noi oamenii locuim în mediul acesta uman în care noi îl vedem, în spațiul acesta cu aer. Dacă am ieșit afară atmosferii noastre, am muri pentru că nu este oxigen îndeajuns ca să putem trăi. Dacă am fi scufundați în apă, am muri pentru că nu putem să, dis, 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 să scoatem oxigenul din hidrogen doi oxigen Și observați, dragii mei, că asta se întâmplă pentru că am fost creați pentru un anumit mediu. De bună oară, lumea marină, peștii, au fost creați pentru apă. Dacă îi scoți afară la aer, mor. Ei, cu toate că acolo au oxigen în apă, ei nu pot să, să, să ia, să consume acest aer care este afară și mor. Pentru că dacă scoți un animal, o ființă, din mediul în care trebuie să fie, îl omori. În momentul în care noi am fost născuți din nou, am fost mutați, dacă vreți, din lumea aceasta, în lumea lui Dumnezeu. Și măcar că noi încă trăim cu trupul aici și așteptăm să vină împărăția finală, noi deja suntem în contact cu împărăția lui Dumnezeu. Prin urmare, dragii mei, în această împărăție divină, nu-i mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Dul Sfânt, o părtășie vie cu Dumnezeu în fiecare zi. Asta înseamnă că dacă mă scoți din mediul în care sunt și mă bagi în alt mediu, fac alergie că mor. Dacă eu, ca un copil născut din nou al lui Dumnezeu, intru într-o câșmă unde se bea, se înjură, se fumează. eu mor că fac alergie, eu nu pot să fiu acolo, am o reacție în mine, nu pot, nu rezist. N-am fost făcut pentru mediul acela. Dacă mă iei pe mine, copil născut din nou al Lui Dumnezeu și mă pui în fața lucrurilor imorale, eu fac alergie, eu mor, eu nu pot, n-am fost făcut pentru acel mediu. Dacă mă iei pe mine ca și copil al Lui Dumnezeu și mă dezlipește părtășia bisericii de rugăciune, de har, de cântări, de prorocii, de predică, eu mor, că am nevoie de ele ca să trăiesc. Pe voi și vă încercați-vă dacă sunteți în credință, vă identificați cu această natură nouă? Vi se pare ceva ciudat când nu veniți la adunare? Vi se pare ceva ciudat când pierdeți părtășia rugăciunii, părtășia Scripturii, părtășia cântelor divine? Vi se pare ceva a, ca o anomalie în viața dumneavoastră? Vă mai deranjează când lumea înjură pe lângă voi? Vă mai deranjează cuvintele porcoase și glumele stricate, sexuale, a unei lumi imbibate în păcat? Vă mai deranjează lumea în care trăim, dragii mei? Vă mai deranjează filmele lumii acesteia, meciurile oamenilor și cuvintele josnice? Vă deranjează sau nu? pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, dragii mei. Și astfel, dacă realizăm că am fost născuți din nou, prin definiție, suntem sarea pământului și lumina lumii acesteia. Doamne Dumnezeu le sfințește această biserică. Zicem de multe ori și o dorim, dragii mei, când va veni Domnul să nu rămână niciun unul în urmă, nici o unghie să nu rămână în Egipt, zice noi, dragii mei, și -a adevărat. Dar nu uitați, la răpire nu vor pleca cei care au fost botezați la kitchener. La răpire nu vor pleca cei care au fost la stăruință la kitchener. La răpire vor pleca cei care au fost născuți din nou din Dumnezeu. Și dacă aceea nu s-a întâmplat în viața noastră, să știți că Dumnezeu încă mai are har și îndurare. Dumnezeu încă mai lucrează. Un om zicea odată, predicând într-o zi, să știți că eu cred că astăzi m-am născut din nou, la care cineva spunea, mi se pare absurd. Adică ăsta ordinat, predică de ani de zile și auzi, acum s-au născut din nou. Se prea poate, dragii mei, că unii au fost încreștinați, au învățat creștini să se comporte, dar natura lor nu s-a schimbat. Nu uitați, aia numai Dumnezeu o poate schimba. Aia este o fiară sălbatică care nimic nu o poate schimba decât răstignirea pe cruce și identitatea nouă dată în Isus Hristos Domnul. Al minteri, de pe cruce va zbiera cât trăiești tu firea, că asta e firea, dragii mei. Asta moare când mor și tu, până atunci rămâne o fiară sălbatică care este în tine. Pe aia numai Duhul Sfânt o poate birui, aia numai roada Duhului Sfânt o țintuiește, aia numai puterea lui Dumnezeu o pune la pământ ca să rămâi în picioare. Natura asta, numai Dumnezeu o poate birui. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Vă identificați cu aceste cuvinte ale Domnului Isus Hristos? Doamne Dumnezeule, ajută-ne să ne pocăim din toată inima. Și ca să ajungem acolo, dragii mei, Duhul Sfânt lucrează. El și azi încă lucrează. Dar nu uitați, avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Avem Biblii pentru dumneavoastră, dragii mei, câte vreți. Îi plin dulapul sus de Biblii. Sunt sigur că aveți acasă multe, aveți de toate. Aveți pe telefon vreo 26 traduce în limba engleză. Aveți în limba chineză, în spaniolă, în franceză, în ce limbă vreți dumneavoastră, toate Bibliile acestea. O avem citit audio, de bărbați și de femei. O avem, dragii mei, vizualizată, pusă pe ecran. O avem în toate formaturile. Știți unde o avem? În inima noastră. Doamne Dumnezeule, fă să strângem cuvântul Tău în inima noastră. Ca să nu cumva să păcătim împotriva Ta. Ca nu cumva să mai ajungem acei oameni care bagiocorim pe cei din jurul nostru. Care scriem slogane murdare, care însultă pe alții care bagiocoresc pe alții, care rup inima lui Dumnezeu, care între frați fac daune și strică relațiile noastre, ci să fim oameni sari a pământului acestuia, care conservă și dă gust, să fim oameni ancorați în temelia lui Hristos, o lumină profundă, care întotdeauna când vom fi văzuți de oameni să se poată spune toată lauda să fie doar a lui Dumnezeu. Amin!